Salut prieteni, bine ați venit la videotorial.ro Eu sunt Cristi și în tutorialul de astăzi o să vă arăt cum puteți să vă faceți un feed sau să primiți notificări pentru o căutare a voastră personalizată pe Google. Haideți să vă explic mai clar despre ce este vorba. În momentul în care căutați anumite chestii pe net, de exemplu vreți să căutați un telefon care o să apară, da? Și vreți să fiți notificați de fiecare dată când apare o știre despre acest telefon pe internet. Nu pe un site sau altul, nu pe o platformă de știri, ci pe tot internetul. Pentru că pentru asta vom folosi uh, un serviciu de la Google, de fapt este o funcție de la Google, se numește Alerte Google. Și această funcție ne permite să ne fixăm alerte pentru absolut tot ce vrem noi. Da? Avem două metode pentru a primi aceste alerte. Fie putem să primim alerte prin adresa de e-mail, cum este aici, și ca să facem o alertă, scriem frumos, nu știu, Iliescu, de exemplu, și creăm o alertă, creați alerta. Acum, de fiecare dată când vor fi știri disponibile legate de Iliescu sau de Claus Iohannis, voi primi un e-mail cu aceste date. De exemplu, Claus Iohannis a lansat nu știu ce, s-a dus nu știu unde, a făcut nu știu ce. Chestia asta, venind din partea lui Google, v-am spus că monitorizează absolut tot ce apare pe internet și toate știrile noi vin la voi, fără să mai faceți absolut nimic. Dacă vă deranjează chestia asta cu e mail puteți să faceți altceva. Puteți să mergeți în setarea feed-ului respectiv, în setarea alertei respective, de exemplu aici la Claus Iohannis, și puteți să mergeți aici la adresa de e-mail unde este livrat. În momentul acesta, de fiecare dată când Google găsește ceva nou despre subiectul Claus Iohannis, ne trimite aceste articole pe adresa de e-mail, dar noi poate vrem să folosim un cititor de feeduri, da? un RSS Feed Reader. Foarte simplu, facem în felul următor, dăm click dreapt aici pe acest link care se formează, putem să dăm și click pe el și să-l copiem de aici de sus, da? C e aceeași chestie și o să folosim o aplicație pentru citirea feedurilor. Haideți să îl punem în bară și am deschis RSS Bandit. Această aplicație ne permite să citim toate fidurile și poate noi să zicem că nu ne mai săturăm de un subiect, de exemplu de Claus Iohannis și vrem să avem absolut tot despre Claus Iohannis, să nu lipsim nicio secundă la orice face Claus Iohannis. Foarte simplu, am copiat acel URL, v-am arătat cum se copiază, puteți să-l copiați, fie dați click pe el, da? Haideți să dau din nou reload fie dați click pe el, îl copiați de aici, fie pur și simplu dați click dreapta și copiați locația linkului. Da? E același lucru. După aia, feed subscription. Da? Adăugăm un feed nou. Next. Alertă Klaus Iohannis, nu mai faceți nimic de aici, le dați pe toate next, nu trebuie să faceți absolut nimic și o să vedeți că în curând apare alerta Google Claus Iohannis da? și o să vedem că în scurt timp hai să dăm update în scurt timp o să apară lucruri despre Claus Iohannis deocamdată noi am citit tot ce era despre Claus Iohannis dar în momentul în care o să apară lucruri noi o să apară și date noi aici despre Claus Iohannis haideți să vedem următorul feed Iliescu da? avem ceva de citit Mergem aici frumos, feed RSS, actualizați alerta și click dreapta, copiază locația linkului și mergem din nou pe uh, cititorul acesta de feed-uri, da? Acum noi practic, uh, cum să vă spun eu, uh, modificăm comportamentul Google-ului, da? motorului de căutare Google. El va lucra în favoarea noastră și de fiecare dată când va găsi lucruri noi, ne va pune la curent. Da? Vedem că pentru astea două încă n-a apărut mare lucru în ultimele secunde. Da? Haide să introducem guvern. Da? Guvern. Creați alerta. Imediat mergem, o modificăm, Fide de RSS, actualizați. Clic dreapta, copiază adresa linkului, mergem în aplicație, adăugăm feed-ul. Da? Și am terminat. După cum vedeți, pentru guverne au apărut, pentru că în perioada asta, datorită sau din cauza votului, apar tot felul de chestii noi despre guvern și guvernul nu e neapărat guvernul nostru, apare tot ce este legat de cuvântul guvern. Puteți să puneți alăturați termeni, de exemplu, guvernul Klaus Iohannis, guvernul, nu știu, Orban, guvernul Trump, ceva de genul ăsta puteți să puneți ca să fie căutările mai exacte. Acum, așa se face pe, pe desktop, da? În momentul în care treceți pe telefon, lucrurile încep să devină și mai simple. Pentru că avem aceleași chestii. Mergând pe alerte Google, putem să ne alegem de aici. Mi-am făcut eu câteva feed personalizate, să zicem ăsta OnePlus 7T. Dăm aici click dreapta, copiază adresa linkului și mergem aici pe prima pagină, avem o aplicație de uh, citit uh, RSS feed-uri și acum adăugăm un feed nou, punem adresa pe care tocmai am copiat-o de acolo, adăugăm feed -ul. Și acum normal ar trebui să se updateze. După cum vedeți s-au updatat. <coughs> avem tot felul de știri legate de ce? Legate de OnePlus 7, pentru că acesta era alerta Google pe care am ales-o eu. Și aici aflați tot felul de știri noi despre telefonul OnePlus 7, despre, uite aici, update-uri, un nou update pentru OnePlus 7. Deci aflați absolut orice vreți voi despre ce vreți voi. De exemplu, vă luați un telefon Samsung Galaxy S20, să zicem, Căutați Samsung Galaxy S20 și o să vă dea toate informațiile legate de el, tot felul de chestii micuțe, de aplicații care apar, de tips and tricks, tot felul de chestii pe care puteți să le faceți la telefonul vostru. A apărut o nouă carcasă mișto, a apărut nu știu ce, a apărut nu știu cum, au descoperit developerii ceva nou care se poate pune pe telefon ca să fie mai bun și așa mai departe. Un port pentru cameră de pe Google Pixel, de exemplu, și așa mai departe. Deci sunt tot felul de lucruri pe care puteți să le aflați fără să stați să așteptați la alții, fără să stați să publice nu știu ce site, nu știu ce informații, pentru că este destul de greu și pentru site-uri să publice absolut tot ce apare. Este complicat uh, și nimeni nu face chestia asta. Uh, cam asta a fost pentru astăzi, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, eu sunt Cristi, voi ați fost la vidutorial.ro, încă o dată vă mulțumesc, la revedere!